Un bărbat de 84 de ani a fost găsit decedat într-o locuință cuprinsă de flăcări din municipiul Aiud. Conform primelor informații, bărbatul nu prezenta arsuri. Pompierii au fost solicitați să intervină marți 27 octombrie la o locuință de pe strada Ștefan cel Mare din Aiud. Incendiul a fost localizat într-o singură cameră unde a fost găsit trupul bărbatului. În acest caz se fac cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs decesul bărbatului.